Ok, deci bine ați revenit la un nou episod de eProcast și astăzi alături de mine, de data asta virtual, dacă data trecută pe Radu l-am avut face-to-face, astăzi l-am alături de mine pe Serge Kino. Mulți îl cunosc sub numele asta în domeniul entertainment în Republica Moldova, dar de curând, deja de 4 ani, în domeniul sportului, industriei sportului, și anume el este directorul departamentului de marketing în cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, și mulți pot asocia numele lui cu Energy Events și un membru crucial al echipei care l-a dus pe Armin van Buuren pentru prima dată în Republica Moldova. Deci, Sergiu, bine ai venit la eProcast și poți să ne spui un pic despre background-ul tău și despre istoria ta, cum ai ajuns în fotbal, cum ai ajuns în sports business. Salutare! Mersi de o introducere frumoasă. Ok, Armin a fost, cred că, apogeul, dar am mai avut și multe alte evenimente mai sfletești și frumoase. Și frumoasă la fel ca și Armin. Deci, cum am ajuns în fotbal, este o istorie probabil că și de suflet și dorință, deoarece înainte eu să ajung să activez în federație, eu am avut un mini plan pentru federație cu care, ca o solicitare, am venit prin intermediul unui din fotbaliștii naționali, că eu înainte să activez în federație cunoșteam mai mulți jucători naționali în principiu. Am făcut un mini plan cu câteva idei cum am putea îmbunătăți situația, să spunem, din punct de vedere a promovării și imaginii a fotbalului moldovenesc. Atunci niciun răspuns nu a survenit, dar peste jumătate de an, un an aproximativ, cam așa a fost perioada, au venit niște cunoscuți prieteni de-a noștri la Eugen Boyko. Și cu o discuție cum am putea noi să dezvoltăm fotbal în Republica Moldova. Și prin intermediul persoanei date, eu mi-am adus aminte de ideea mea precedentă, am arătat-o, am structurat-o, lor a le-a plăcut, ei venit cu aceste idei deja la conducerea FMF și noi am început câte o leac să implementăm pas cu pas unele puncte din acel plan. Atunci încă eu nu activam la FMF, am făcut doar câteva proiecte, să spunem așa, de voluntariat pentru FMF, era cu designul tricoului, asta era primul pas care atunci a fost iarna lansat, care de fapt a fost succes. Cred că au apărut elementele naționale a, nu știu, a culturii moldovenești, cred că ceva genul ăsta mi-aduc aminte, proiectul ăsta, nu? Era că, cum, naționala mereu juca într-o formă destul de old school și nu prea reprezenta fața tineretului sau cumva nu arăta destul de modern. Când tot jucau în forme faine, noi aveam un design destul de așa învechit. Și s-o primit să facem concursul acela, a ieșit foarte fain însuși tricou în producere, se vinde foarte bine, noi avem la moment și sold out de tricouri echipe naționale și foarte greu e cu producerea, că trebuie să comandăm o cantitate mai mare ca să fie produs. Deci, în principiu, chestia asta, e ca în decurs de 4 ani, oricum, mai are și acum succes. Înțeles, mersi pentru că ai făcut așa un share la cum ai făcut tranziția de la spațiu entertainment and ea a fost un pic mai lungă, că eu activam într-o perioadă și acolo și acolo. Dar cel mai principal era că nu a fost o invitație la job, dar însuși dorința a fost de la mine ca eu să particip activ în chestia dată și cred că asta e cel mai important lucru, că am avut succes în viață, eu toată viața am lucrat ceea ce îmi plăcea și ceea ce îmi aducea plăcere. Asta e cel mai important. Cât și cu evenimente, atât și cu fotbal. Asta e crucial. Și eu personal tot cred că, cum spune, viața e prea scurt pentru ca să o cheltui pe ceea ce ție nu-ți place.
Noi cu tine azi să vorbim mai mult despre oportunități, mai ales în când vine vorba în contextul tineretului și anume în sportul din Republica Moldova și spațiul este european, de ce nu? Dar înainte de asta, ca să dăm și un pic de context ascultătorilor, dacă ai în cap trei highlights-uri, ai spus unul care ai făcut la FMF, care ai fost implicat la FMF, dacă îți mai vine în cap cum era și cum e acum, încă două proiecte la care echipa ta și tu ați lucrat împreună, ca să ajungeți unde sunteți acum. Legat de fotbal sau în general? Da, în cadrul FMF. Într-adevăr, dacă să vorbim, au fost foarte multe proiecte în acești 4 ani, deoarece federația câte o leacă întinerește, să spunem așa, și se digitalizează în mare parte, deoarece foarte multe chestii au fost făcute cu prezența mea, referitor la rebranding, site-ul nou a federației, proces, acum e că merge un lucru foarte major, a fost creat. Avem o persoană în IT separată, care acum se ocupă, că sunt unele cerințe în principiu, nu doar legate de dorința FMF, dar și solicitări de la UEFA pentru a face un progres, e vorba și de digitalizarea proceselor și acum să facem un lucru enorm pe chestia dată, este o parte chiar și a strategiei dezvoltare a federației care urmează, cum ea deja este în implementare, dar este pe următorii 5 ani, spunem așa, care va fi în principiu, cum a fost prezentată, este un draft pe site federației, dar în scurt timp va fi prezentat și oficial ca un document final. Procesul de digitalizare este unul super important, după părerea mea, că eu când am venit la federație, federația nici nu avea rețele de socializare. Deci, de 4 ani noi ducem rețele de socializare și cum pentru mine asta a fost o chestie foarte stranie, cum în anul 2016 să fii fără Facebook, Instagram sau alte pagini. Dar atunci tot Instagram-ul lua amploare foarte, foarte mare în domeniul ăsta, dacă nu mă înșel. Probabil. Noi în Instagram cum suntem ok, dar pe Facebook suntem oricum cea mai mare pagină de sport de Moldova și cea mai populară, cu un mare decalaj, să spunem așa. Uh-huh. Pe Instagram tot avem o activitate destul de intensivă prin tineret, să spunem așa, copii. Ceea ce este un segment separat și merită de lucrat cu ei. Alte activități, ok, eu am încercat să aduc și un pic de evenimente în federație, că asta foarte mult conta pentru un entertainment și nu doar focus pe fotbal, dar și pe celălalt fotbal, deoarece în toată lumea asta se ia în considerație. La noi pe atunci încă oamenii erau așa mai cu o reacție mai neobișnuită la așa chestii. Dar și asta s-a făcut. Am făcut și un eveniment super mare, un concert cu Carlos Dreams pe stadionul Zimbru. Am arătat și meciul național atunci. Am mai fost alte transmisiuni a meciului național la ecran mare, în Square-ul Teatru Oper și Balet. Toate chestiile astea, chiar și show-ul de lazere la Cupa Moldovei Orange, care a fost anul trecut, sunt unele chestii care în principiu, nu doar sunt pentru prima dată în Moldova, dar chiar și alte federații, asociații, UEFA au menționat toate chestiile. Dați ceea ce, cum, îmi dă putere să cred în ceea ce fac și mă motivează tot mai mult să fac așa gen de activități, deoarece cum, procesul de creație și idei tot și unul esențial în acest domeniu. D'accord. Personal, două lucruri îmi vin în cap când mă gândesc la ultimele activități FMF și cred că asta e la sigur datorită echipei tale. Unu, e aniversarea FMF 30 de ani. Tot ce ați făcut împrejur și tot cum ați comunicat tot chestia asta. Și a doilea, cum copiii au cântat imnul Islandiei la meciul Moldova-Islanda pe Zimbru.
Asta, da. Asta chiar a fost. Personal, din sportul meu cu care am crescut e rugby, dar și am văzut multe ori și live cum se cântă imnurile live și toți spectatorii cântă împreună cu corul ăsta, să spunem, imnurile. Și pentru mine asta e ceva special când în sport se utilizează așa ceva. Feedback-ul de la poporul din Islanda a fost unul enorm, deoarece foarte multe persoane de acolo au scris pe pagina noastră și au mulțumit și că a fost super epic și mersi mult. Să fiu sincer, ideea asta cum era preluată, să spunem așa, vreo 3 ani în urmă noi am jucat cu Elveția Națională. Da, cam 3 ani în urmă și acolo copiii au cântat prima dată imnul Moldovei, copiii din Elveția. Și a fost foarte fain, la toți le-a plăcut și noi, cum, la meciul dat ne-am adus aminte de chestia dat și am încercat să introducem, să reînviem toată istoria dată. Evident că Islanda asta deja a fost ultimul meci din 3 la care s-a cântat imnul în limba echipei care a fost adversară, deci primul a fost cu Turcia, a doua Albanii și a treia deja a fost Islanda. La toți le-a plăcut, că evident că la noi mulți ani cânta fanfara Poliției de Frontieră, e un instrumental, subinstrumental e mai greu de fredonat imnul, nu cum, sunt unele momente, spunem așa, tehnice, cum tu ai putea să faci ca oamenii să cânte mai tare imnul, să dai muzica mai încet, să fie și o voce, să fie text pe ecran. Deci toate chestiile astea noi le-am luat în evidență ca să avem o susținere mai mare a suporterilor pe stadion, spunem așa, în timpul meciului. Asta foarte mult contează pentru jucători și evident că am încercat să aducem o supravaloare echipei noastre. Foarte super, foarte super mișcare. Și evident că un pic pandemia a stricat planurile, că era un șir mare de activități care la moment a fost scurtat practic totalmente din cauza că noi nu putem face evenimente și alte activități. Departamentul comunicare a lucrat foarte bine, noi am făcut multe imagini interesante și istorioare. Ok, n-aș spune că e cel mai masiv și poate unul din ultimele proiecte care a fost cum așa evidențiat, dar dacă să luăm activitatea Federației sau ce se întâmplă în jurul ei, asta e un proces continuu când fiecare săptămână este ceva, mai ales când este fotbal, tu nu poți să te relaxezi sau să pleci chiar în vacanță, deoarece tu fiecare săptămână ai ceva nou și tu trebuie să pregătești materiale, trebuie să faci ceva și cum e destul de voluminos lucru în acest domeniu, dar e foarte interesant. Deci nu e departe de muzică și evenimente, dacă sincer. Totuși, industriile astea spunem că se luptă pentru atenție și pentru ochii audienței. Dar să facem un shift către oportunități, că asta e tema pe care o să o abordăm acum. Spuneai că nu ai avut un, hai să spunem, clasic, un job opportunity la care, asta e model clasic, este un job opening, ai aplicat, ai trecut interviu și ai luat job sau nu ai luat job. În cazul tău, tu ai menționat voluntariat. Și spune-mi mai mult de ce tu crezi că asta e important în domeniul sportului? Ok, voluntariat e prea larg spus. Noi putem să divizăm cum chestia dată în mai multe capitole. Voluntariat, el este relativ. Deoarece cum tu, dacă ai o dorință sau îți place ceva, tu oricum depui sau mai mult efort, sau pentru tine nu contează banii, sau timpul și așa ceva de genul. Asta cum ar fi cu Scoarul Cehov, cu evenimente. Eu înainte să încep să lucrez la Energy și să ajung unde noi am ajuns cu echipa, eu pur și simplu eram admirator a evenimentelor care le făcea Eugen cu Vlad.
Era o perioadă lungă, eu am avut un proiect de, nici nu știu cum să explic, era un site geometria.media care arăta toate evenimentele din zona muzicală în Moldova, făcea fotografii, articole, scria ceva de genul și genul un old fan care era cândva. Pe perioada aceea era cam concurentul și noi ne axam pe poze. Și atunci am făcut cunoștință cu Eugen și Vlad, noi fotografiam evenimentele lor și de atunci mie, cum îmi plăcea tot chestia asta, eu începeam DJing-ul, mie îmi plăcea să mixez și tot mai mult și mai mult pătrundeam în toată chestia dată, că într-o perioadă anumită Vlad a postat, sau Eugen, nu mai țin minte, un anunț că îi caut încă o persoană în echipă, că Vlad Taman pleca la lucru peste hotare. Și eu am scris o scrisoare motivațională, apropo, Vlad mi-a trimis-o, poate vreo lună în urmă, el a găsit un hard vechi, mi-a trimis-o și eu muream. Eu și așa nu vorbesc în engleză frumos și corect, dar acolo în genere era o jele mare, eu pe atunci eram primul an matincă la universitate, dar eu la colegiu și școală am învățat limba franceză, deci engleza mea era super perfectă. Că eu gen rugat să fie scris scrisoarea în engleză, erau unele motive pentru asta. Și noi ne-am râs un pic cu Vlad la scrisoarea dată, dar asta a fost foarte mulți ani în urmă. Dacă să iei, că eu am 32, eu la 17 ani sau la 18 am scris scrisoarea aceea, deci a trecut destul de mult timp. Și asta și am vrut să spun, că în primul rând voluntariatul e o chestie relativă, principală să fie dorință, tu poți depui mai mult efort pentru mai puțini bani, ca pe viitor să crești și să ai cum și creștere salarială, de exemplu, că nu toți încep să lucreze deodată șefi sau directori la companii. Asta e cea mai principal, că tineretul trebuie să înțeleagă că totul are o creștere, fix așa la Energy, eu am avut primul meu salariu era de 200 de dolari, ca după, ok, primul meu salariu de 200 de dolari, asta a fost apoi, la început noi așa, doar începeam lucru, ca pe urmă să ajung cu unul din partenerii afacerii, să spunem așa, împreună cu colegii. Fix așa a fost și la federație, salariul meu de bază la început era 1, după cu anumit creștere el s-a schimbat. E ceva logic și normal, toți au pașii ăștia de evoluție în diferite companii și asociații. De ce? Cum? În primul rând, trebuie să vii cu dorință și trebuie să faci mai mult decât îți ceri, ca după asta tu să ai rezultate și să primești ceea ce poate doreai sau nu, că doreai, asta să fie un bonus ca final. Da, în privință la proiectul care tu l-ai, ai spus că ai lucrat la un proiect și l-ai prezentat la lui Eugen și a doua persoană, am uitat numele. Și după care ei l-au piciuit, așa spunem, la FMF. Care era tema acestui proiect și dacă era un proiect care a adus potențial venit sau ceva de genul ăsta, ce tip de proiect ai prezentat tu ca să ai șansa asta să apari în fața la FMF? Spunem așa, era o listă de idei care trebuie implementate în perioada de jumătate de an, un an în federație, ca ele să prindă sau să aibă succes sau federația să aibă o creștere de imagine. Atunci federația, ok, nu că era într-o criză, dar era foarte mult negativ, nu cum... Fotbalul e așa o chestie foarte sofisticată, să numim așa, și sunt multe chestii despre care se poate de vorbit și de acuzat și de lăudat. Și asta totul când se împletește în unul întreg, se transformă într-o istorie foarte lungă care niciodată nu se termină. Și e destul de complicată. Cum? Când cu evenimente, tu... Mult negativ teoretic nu poți să ai, dacă în echipa națională o perioadă lungă nu are rezultate, evident că echipa națională reprezintă pe fiecare moldovean și e o temă sensibilă, deci cum aici e cu mult mai mult de lucru pe comunicare și rezultate. Personal, când vorbim de așa proiecte,
am avut experiență să fac așa, să prezint așa proiecte, dar din punct de vedere business development, adică care să aducă direct venit extra venit a organizațiilor. Când vine vorba de din punct de vedere marketing, ce ROI tu ai prezentat în că ar fi că cineva, de exemplu, vrea să prezinte așa un proiect la o organizație și ce ROI ar fi cel mai important pentru o organizație, de exemplu, o FMF sau o altă federație sau NOX. Eu am spus o chestie, ei una stranie, dar asta e adevărul Republicii Moldova. Noi cu tine am discutat și ieri un pic, e tangență de asta de ce am discutat. Eu la moment, cum toți au unele aspirații, nu știu ce ani, sau ei văd fotbalul ca FC Barcelona și Liverpool cu rezultate și cu bani enormi în investiți. Noi suntem o organizație super mică, cu puține rezultate la moment și oamenii se așteaptă că tu când vii la un sponsor, tu trebuie să ceri, nu știu, câteva sute de mii de euro sponsorizare pe an, dar tu nu înțelegi că în Republica Moldova câteva sute de mii de euro pe an să găsești sponsorizare în ceva, asta este o chestie utopică și nimeni cum nu poate găsi așa finanțare. De aceea eu am mers pe altă variantă. Cum? Primii ani când eu am început să lucrez, noi am trecut pe la foarte mulți posibili parteneri și sponsori, rezultate un pic am avut, altele nu prea, sunt parteneriate de imagine, sunt parteneriate financiare. Ele sunt, în principiu nu sunt multe, dar ele sunt, evident, că când vor fi rezultate și parteneriatele vor crește și ca cantitate și ca valoare în bani. Dar după toate încercările este eșuate, să numim așa, că au fost cu mult mai multe decât care le avem acum. Eu am înțeles o chestie, că în afară de ca să cauți bani din afară, mai ales că cum Federația de Fotbal, evident că banii adiționali niciodată nu încurcă la dezvoltare, dar cum noroc că sunt, spunem așa, bani și europeni și mondiali care vin de la UEFA și FIFA, prin care se dezvoltă multe proiecte și Federația de Fotbal cum cam pe asta și trăiește, deoarece posibilitățile statului nu sunt atât de mari, posibilitățile partenerilor nu sunt atât de mari cum s-ar dori. Că noi toți dorim schimbarea într-o zi, să avem cea mai bună echipă națională, să avem școli de fotbal, să avem cluburi puternice, dar oamenii nu divizează toate chestiile date și îi doresc un rezultat momentan. Eu am înțeles o chestie, că dacă noi nu putem găsi o super valoare și cheltuim foarte mult timp în asta, că cam pe atunci eram unul singur, să spunem așa, în federație, în domeniu, dar mai bine încercăm să economisim. Dar cum să economisim? Prin producere, prin evenimente mai speciale, deci prin valoarea care eu pot să dau la federație, să avem costuri mai mici. Câteodată ele erau esențial mai mici. Deoarece să organizezi un eveniment la o agenție sau să rogi pe cineva să-ți organizezi, oricum costă bani, dar având așa persoană ca mine în federație, costurile astea erau zero. Și multe chestii de genul eu am încercat să le aduc la federație ca să avem și rezultat și o economisire de bani destul de cum. După părerea mea, destul de considerabil. Eu n-am să numesc cifre, că eu chiar am mai prezentat odată un raport de genul și erau sume care depășau însuși întreținerea departamentului marketing. Înțeles. Vorbind, acum să facem așa backward, să ne ducem înapoi în timp. Asta tot depinde de responsabilitatea omului. Deci unul ar putea să beneficieze de așa chestii, beneficieze personal, să spunem așa. Dar alții fac asta că doresc chiar schimbare. Eu când am venit la federație, pentru mine asta a fost
cum, o motivare ca eu să aduc o valoare ca echipa națională și federația să aibă un succes. Când el va fi, eu nu știu, că de mine rezultatele sportive cel mai puțin depind, dar eu vreau să aduc o valoare ca echipa națională să fie stimată, să nu fie mereu cum să fie comentarii negative, dar băieții dau tot pe teren. Nu poți să-i spui că ei joacă mai bine sau mai rău, că vor sau nu vor, s-o trezăt sau nu s-o trezăt de dimineață bine. Ei dau tot efortul, persoanele pur și simplu nu cunosc colectivul, nu înțeleg toate chestiile date, că cum, e un proces foarte complicat. Noi nu putem să cerem rezultate mai mari decât putem să le avem la moment, dar pe viitor posibil să fie o schimbare. Aici e nevoie de lucru la o grămadă de oameni și procesul ăsta nu e legat doar de federație, dar și dezvoltarea fotbalului a cluburilor în țară, deoarece asta direct influențează cadre sportive, să numim așa, sau materialul ăsta și fotbaliști. Dacă spunem așa, ai țin minte, este o carte, dacă cineva vrea să citească, The Real Madrid Way, tot așa am avut direct interacțiune cu tot ecosistemul Real Madridului. Și am avut chiar oportunitatea să-l am ca profesor pe Steve Mendes, care a scris cartea asta de la Columbia University. Și eu, dacă înainte de, hai să spunem, de conversația aceea cu dânsul, credeam că rezultatele de pe teren contează mai mult decât, hai să spunem, știi cum este întrebarea asta, ce a apărut primul, ouă sau puiul? Așa și aici, rezultatele pe teren în versus rezultatele, ceea ce se întâmplă în afara terenului, care poate să influențeze ceea ce se întâmplă pe teren. Și asta m-a dus la să-mi creez o opinie despre chestia asta, că dacă lucrezi intensiv asupra ceea ce se întâmplă în afara terenului, din punct de vedere financiar și așa mai departe, business side of sports, poate să ajute foarte mult ceea ce se întâmplă pe teren. De exemplu, cu jucători mai buni, jucători mai experimentați. De exemplu, în cazul nostru, Moldova, când vine vorba din național, ar putea să fie, dacă crești partea financiară mai mult, poți creez condiții mai bune sau, hai să spunem, mai mari, să crești profesionalismul antrenorilor, care să crească copii mai talentați și therefore nimerești tot asta pe teren, crește și rezultatul pe teren, dacă tu ai o opinie în privința la chestia asta. Ca să spunem de facilități și infrastructura federației, noi probabil că avem una din cele mai bune infrastructuri, să spunem așa, că avem o bază de antrenamente super faină, care nu toate federațiile o au. Deci e cum infrastructura, facilități, procese de pregătire, fiecare antrenor are cum, viziunea sa, sunt momente, chiar și motivația, ceea ce o avem cu ultimul antrenor care este și acum, Ingin Firat, el foarte mult motivează băieții și chiar băieții asta menționează că este un motivator foarte bun. Deci, nu știu, trebuie să fie antrenorul de origine local sau străină, da, nu știu dacă asta foarte mult contează, dar ceea ce cum a arătat antrenorul de curs de câteva luni cât el este, evident, n-am avut rezultate, să spunem așa, dar ca joc, nu știu dacă ai privit ultimele meciuri, parcă ceva s-a schimbat, dar oricum tot am pierdut, știi, dar posibil și băieții chiar o să fie mai motivați și asta tot contează. Pe cadre, eu am așa o părere. Când țara este slab dezvoltată, are o economie slabă și tot ce ne înconjoară, cum oamenii să-ți bat, să câștige câteva mii de lei pentru a supraviețui, nu că a da copilul, de a investi în copil, în antrenamente, dar pur și simplu a supraviețui, atâta timp cât aveam asta,
noi mereu o să avem probleme, nu doar în fotbal, dar în orice sport, în învățământ, în medicină. Deoarece noi supraviețuim, dar nu trăim. Asta e cea mai mare deosebire între noi și alte țări. Ok, este Ucraina care tot la moment nu trece prin cea mai ușoară perioadă, dar echipa lor are rezultate enorme. Dar și cadrele, cum în primul rând ei au populații mai mari, cluburi care investesc. Asta e cea mai important, că când clubul are investiții, el are și cadre și fotbaliști de calitate. Deci acum asta foarte mult contează în rezultatele echipei naționale. Că toți fotbaliștii vin din cluburi, cresc ei în cluburi locale, pe urmă pleacă. Da, noi avem, spunem așa, succes în emigrație și avem foarte mulți copii care se antrenează deja în cluburi din străinătate sau sunt plecați de mulți, mulți ani. Avem așa, jucători, tot știm de dânsi câțiva sunt la național. Asta tot e un, cum, unul din variante, să creștem sau să lucrăm cu acești fotbaliști. Dar trebuie să fie cum, un simbioz întreg și noi trebuie să avem și local un campionat puternic cu cluburi care investesc și să căutăm jucători care locuiesc în străinătate, dar sunt de origine de Moldova. Cam, în cam... privință, spune, dacă mai ai una, dacă mai este terminându. Cât noi nu suntem fericiți, să numim așa, ca națiune, noi mereu vom avea probleme la, în sport sau în medicină sau în învățământ. Înțeleg. Când vorbim și despre oportunități, că majoritatea ascultătorilor la podcastul ăsta sunt tineret până la 27 de ani, dacă mă înșel, din statistici. Cum o persoană locală de aici din Moldova ar putea să afle despre oportunități și dacă este, dacă cum putem să educăm tinerii ca să fie pregătiți pentru domeniul ăsta, dacă poți elaborezi împrejur la subiectul ăsta? În primul rând, când există ceva oportunități, noi le plasăm pe site sau pe rețele de socializare a federației. În principiu, așa, au fost găsite mai multe persoane în cadrul federației. Noi avem și voluntari care lucrează la meciuri, care chiar și după am încercat cumva să îi încadrăm în alte evenimente pentru copii. Că, cum, fotbalul... Toți, poate, cum, majoritatea ar crede că e un sport pentru bărbați, dar noi avem și fotbal feminin, avem însuși evenimente și fotbal de masă, și anume pentru copii. Acolo, în principiu, ești fetiț sau băiat, nu prea contează și sunt mai multe evenimente distractive unde tu ai nevoie de persoane care, pur și simplu, le place să comunice copii sau ceva de genul. Deci, cum, toate aceste chestii legate anume de fotbal ca sport, în mare parte nu mereu contează, deoarece tu poți să ai cum, și alte domenii de activitate, ceea ce, în principiu, eu n-am venit din fotbal. Ok, eu în copilărie am jucat fotbal, la noi, cum, aici, la Buiucani, au fost foarte multe persoane care au evoluat și au avut rezultate. Dar spun așa că fotbal era doar, pur și simplu, îmi place fotbalul. Asta nu înseamnă că eu am fost fotbalist și lucrez la federație. Și asta în genere nu contează, dar trebuie să fie o integrare a foștilor sportivi, deoarece cum așa programe sunt chiar și la UEFA, de învățare a foștilor fotbaliști, ca pe urmă ei se poate să intri în proces de lucru după fotbal, după practicarea fotbal, să numim așa. Fix așa și la federație. Noi avem diferite profesii, diferite activități în cadrul federației și nu mereu contează ai fost sportiv sau nu, dar contează principal să-ți placă asta, sau fotbalul, sau ceea ce faci. În ultimul timp am avut cum
și avem mulți tineri care participă în activitatea federației și oricum procesul ăsta, el cu ani, el oricum unii vin, alții pleacă. De ce? Cum? Oricum, federația întinerește și sunt foarte mulți tineri care acum activează în cadrul federației. Dar de oportunități, evident, dacă tu îți cunoști jobul și nimeni niciodată nu a încurcat, pur și simplu să vii cu ceva și să propui sau să spui că eu am asta și vreau să încerc. În genere, cu propuneri, idei, cred că federația de fotbal este una din cele mai deschise organizații care mereu suportă diferite activități. Dacă tu ai mai menționat ceva de învățarea tineretului sau niște masterclass-uri sau activități, noi am avut câteva chestii de genul, dar și în viitor vrem să facem un eveniment dedicat. Ok, nici nu marketing sportiv, dar în genere tot ce e legat de sport și activitatea în jurul sportului. Deci aici vor fi incluse toate aspectele care pot fi și vrem să aducem speaker destul de interesanți din lume care vor prezenta unele proiecte și vor motiva și companii și tineret ca să participe în sport, în diferite posturi, să spunem așa, că tu poți să-ți dezvolți unele aplicații, cum a făcut-o Radu în principiu, și cum așa aplicații, cum este o cerere, deoarece cum Radu activând, că Radu tot a activat la FIMIFEA, ok, a activat companie care a fost contractată, dar el a înțeles multe chestii care se confruntă federația sau departamentul marketing și a găsit în această chestie oportunitate și a făcut aplicație care acum e că chiar și noi o vom folosi, deoarece ea economisește timp și resurse umane, ceea ce noi n-avem în principiu. Înțeleg. Vorbisem cu Diana Perciotă de la FRF, colega voastră la FRF, și vorbeam cu dânsa despre cât de tânăr și cum a fost, care a fost switch-ul ăsta sau schimbarea asta către întinerirea back office-ului, ca să spun așa, a federației, dacă mai înainte era 50 sau 40 plus, către vârsta medie, dacă nu mă înșel, mi-a spus că e vreo 32 de ani. Ce crezi că ar putea să facă, în primul rând, un tânăr ca să ajungă, ca de exemplu în FMF, și, într-al doilea rând, cum, în viziunea ta, poate fi făcut schimbarea asta de generații, măcar treptată, dar să fie totuși schimbarea asta? Cum și în România, noi avem un președinte tânăr a federației și procesul ăsta se începe chiar de acolo, deoarece când a venit președintele FRF la conducere, evident că el a avut și persoane de alături care tot au fost de vârsta lui și un pic switch-ul ăsta s-a început de atunci. Evident că cum domnul Răzvan Burleanu e mai mult timp la FRF și procesul ăsta de mult, noi avem doar un an de când președintele Leonid Olenicenko este președinte și procesul ăsta la fel cum a început, deoarece cum sunt, dar nici nu că a început, noi foarte multe proiecte acum am lansat unde este nevoie de ajutorul tinerilor, să spunem așa. Este un proiect super mare fotbal în școli care trebuie să fie făcut încă din anii 90, presupun eu, și principalii doritori ar trebui să fie totuși Ministerul Educației, deoarece asta foarte mult contează. Dar noi am venit cu inițiativa, noi am lansat proiectul, el a fost ca proiect în jur de, ca idee, vreo 2 ani în urmă, un an și da, 2 ani în urmă expus, s-a început, ia că au fost discuții, am negociat,
parcă am lansat. Acum urmează alte etape de introducere a fotbal în școli pentru clase mai mari, academie de fotbal. Deci e o istorie care are continuitate și o logică normală care trebuie să fie. Pentru tineret, noi, în principiu, ca federație, cum și-am spus, avem diferite departamente sau activități legate de copii, fotbal în masă, organizarea meciuri echipe naționale, unde participă nu că 10 oameni, dar participă câteva sute de oameni, deoarece noi avem voluntari care lucrează ca stewards la meci, ceea ce tot este un experience destul de interesant și ei primesc diplome, ei poate să asta învoce ca în CV după ce cum termină universitatea sau școala. Ceea ce nu prea se apreciază în Moldova, că tu faci activități de voluntariat, dar noi dăm aceste oportunități, asta deja e problema statului, probabil că ei nu cumva nu organizează așa procesele ca persoana care e la lucru să iei în considerație în momentele date. De fapt, eu pot spun că unele companii iau în considerație când au un management și o conducere, spunem așa, nu că adecvată, dar persoana care înțelege pentru ce asta se face, el înțelege și probabil că se interesează dacă omul a avut chestii de voluntariat. Deci legat de federație de fotbal, e vorba de sute de oameni și zeci de procese sau evenimente în jurul la chestia dată. Apar oportunități, ele sunt plasate. Noi și altfel căutăm persoane. Deci, în principiu, domeniul fotbalului este unul mare. Sunt cluburi care tot caută persoane sau plasează unele joburi. Evident că cu cluburi situația e mai complicată, dar acolo cred că ar fi bine să apară tot mai mulți și mai mulți tineri care au idei și dorință să schimbe ceva, deoarece cum dezvoltarea chiar și a divizii naționale, care a început deja un an și jumătate în urmă, și televizarea meciurilor. Deci, oricum, toate procesele care au fost lansate au o logică finală și ca finalitate, oricum, beneficiarii sunt cluburile la toate procesele date și dacă cluburile vor beneficia, ei vor avea posibilitatea să angajeze tot mai mult staff, ceea ce ar da rezultate evidente pentru club. Apropo, Sergiu, apropo, când vine vorba de cluburi, ei de obicei, ați avut așa experiență ca ei să vină la voi și spun, voi aveți oameni care au experiență sau poate să ne ajute pe noi și așa să fie, hai să spunem, contractați ei prin voi sau direct ei caută? Da, îți povestesc acum, asta e cel mai recent proiect legat de cluburi și lucruri federației, mai puțin, dar oricum. În Estonia există așa o profesie, Community Development Officer, care a fost lansat în jur de 2 ani în urmă de UEFA și Federația din Estonia. A avut un succes destul de considerabil acest, spunem așa, proiect. Persoanele din Estonia care au fost angajate în acest job fac unele chestii foarte interesante. Ele se ocupă de promovarea meciurilor, spunem așa, și atragerea spectatorilor la meciuri din cadrul campionatului din Estonia. Omul, în primul rând, acolo sunt și fete și băieți care participă în acest proiect. Sunt iubitori de fotbal, chiar fain, sunt mai puține, că există o fetiță care în genere practică basketul. Dar ea este Committee Development Officer la unul din cluburi. Este o practică interesantă, ei primesc salariu pentru asta și au niște KPI puse de UEFA, ceea ce permite un control mai, o raportare mai clară față de UEFA, dar nu din partea clubului. Și asta poate responsabilizează mai mult persoane. Fix același lucru acum a fost lansat în Moldova. Noi am propus la cluburi, cluburile au răspuns cine dorește să participe în acest proiect. După aceasta noi am depus anunț, am pus anunț pe site și pe rețele de socializare că căutăm streamat CV-uri persoane pentru acest proiect. S-au trimis CV-uri,
au fost selectate persoane de club, apoi de UEFA, deci și s-au stabilit acum, nu știu, 3-4 cluburi au așa persoană care va începe, sper că de grabă lucrul său direct când vom avea meciul. Orice om putea să trimată CV-ul, nu contează vârsta, în principiu practic toți, nu că practic toți, toți sunt tineri, să numim asta așa, și iată o oportunitate, e un job, e un salariu, primul rând, spunem așa, ok, nu este, putem numi asta part-time lucru, că poți să reușești să mai ai și o altă activitate în dependență cum ea este organizată, dar este un salariu cât de cât ok, care tu poți să permiți unele chestii. Înțeles. Menționai de domnișoara din Estonia care se ocupa cu basket și face community management pentru federația de fotbal. Care e viziunea ta și dacă ai, că ești mai aproape de ecosistemul moldovenesc, eu fiind în ecosistemul moldovenesc numai de câteva luni momentan, chiar dacă am crescut aici, ultimii 3-4 ani fiind nu aici, cum tu vezi organizațiile, mai concret federațiile, că sport profesionist, din păcate, nu avem prea mult în Republica Moldova, să vorbim despre organizații, cum ei se uită la tineretul care vrea să se implice în proiectele lor, dar nu au background de sportul anume. Chiar vorbeam ieri din not chestiile de asta cu sponsorizare, dar când vine vorba, nu știu, de exemplu, persoană care vrea să se implice în Federația FMF, de exemplu, dar nu are background de fotbal, dar vrea să asta și are anumite skill-uri care poate să le ofere în schimb. Background-ul nu contează. Ca minim pentru Federația de fotbal precis, avem persoane care nu sunt din fotbal deloc. Evident, în dependență ce poziție ocup și ce fac. Nu poți spui tu, antrenorul a selecționat persoană care nu se pricepe, dar dacă este un jurist bun sau nu știu, manager sau o persoană responsabilă, pot să-l încadrez în diferite activități în jurul fotbalului. Dar ce contează aici este un approach, chiar nu că approach, dar noi la moment avem așa, încă o viziune super sovietică de lucru și perceperea asta încă a rămas în noi. Dacă pentru federație, dacă mai sunt încă pârghii așa de alte procese de lucru, asta UEFA și FIFA, care îți impun alte procese de lucru, deoarece ei finanțează federația și cum există și elemente de control și posibil și federația n-ar fi așa cum ea este acum, deoarece ar rămâne. Mentalitatea noastră încă mulți ani nu va fi schimbată și alte federații, evident, neavând controlul ăsta sau influența a partenerilor, nu au schimbarea dată. Și acolo, în genere, percepția este complet diferită. Ei au o secundă finanțare de la ministerii de profil și ei încearcă să supraviețuiască cu acești bani. Deci ei nu percep asta ca un business sau nu văd dezvoltare în asta. Noi avem bani de la stat, ia că cu asta și trăim. Voi vreți să faceți cantonament? Ia că noi avem 5.000 de lei pentru cantonament și aici se termină. N-avem mai mult. Sau căutați voi bani din altă parte și sportivii în mare măsură fac chestiile date individual, caută parteneri, prieteni, cunoscuți, rude ca să ducă la cantonament. Ia că asta e toată istoria sportului în Moldova. Suport noi, evident și rezultate cam puține o să fie din așa approach. Și asta e problema. Dar dacă vorbim de federație, evident că eu nu știu tare mult conduceri de federație sau cine cu ce s-a ocupat, dar în mare parte asta sunt foști sportivi. Viziunea lor este concret legată de rezultate și cam rezultate am vedere sportive. Și ei cam pe asta doar și bat.
părerea mea că nu prea este corect asta, trebuie să fie unele strategii de dezvoltare, documente, procese care să fie explicate la toată echipa și tot să meargă înainte. Evident că nicio federație nu poate să laude cu atâta staff cât are federația de fotbal, dar posibil lor asta poate fi și mai comod din unele considerente, că cât mai mici ei sunt, cât mai repede ei poate să dezvolte unele procese. Dar asta e problema, aici totuși cum contează mult însuși dedicația și dorința de a face ceva și e ca tinerii, ce și am discutat ieri, tinerii care ar dori sportul lor preferat să schimbe la față, ar trebui să facă un pas de voluntariat sau de un supraefort ca să facă chestia dată. Când vine vorba de FMF și un tânăr ar vrea să activeze sau să fie implicat în proiecte din punct de vedere business, adică nu vorbim despre voluntariat împrejurul fotbalului, da? Ca anume în joc. Când vine vorba, când vine vorba de partea de business a fotbalului, un tânăr, dacă ar vrea la moment să creeze un proiect pe care să-l picească la FMF, care sunt ariile sau suprafețele care FMF la moment lucrează foarte intensiv ca să le dezvolte și care ar fi plus valoare ca să aibă impact direct proiectul ăsta și să nu fie răspunsul deodată, vină peste vreo 2 ani cu așa proiect, că noi ne trebuiește la moment așa. Ok. Call to action înseamnă pentru tineret. În primul rând, asta e sfera IT. Iacă, noi acum elaborăm o aplicație, o fac băieții din Latvia. Ei au venit cu o propunere, au dat niște costuri, au dat rezultat, poftim. Singuri au contactat, s-au făcut un Skype call, s-au discutat, s-au arătat, bine, lucrăm. Fix așa Radu, uite ce am făcut, au arătat aplicația, super, lucrăm. Deci sunt unele momente care, în primul rând, trebuie inițiativă, trebuie să fie idei fresh sau ceva ce ar fi de folos pentru noi, deoarece pentru asta noi vrem să organizăm totuși un hackathon în cadrul la conferința aceea despre care am discutat, ca să găsim idei care am putea fi, cum să le finanțăm, ca ulterior să beneficiem de dânsele. Deci aici pot fi foarte multe chestii. Noi, ca Federația din Georgia, au lansat un proiect, dar până acum nu l-au finisat. Ei au o aplicație în formă de test cu terenuri sportive mici, de fotbal sau mari, unde oamenii poate singuri să înregistreze, să facă booking la teren, să indice persoane care participă și vin și joacă fotbal. Super idee, super comodă, tu inviți acolo oameni din lista ta de contact, ei acolo spun pe teren, chestii super faine, ei nu au finisat-o, că sunt unele probleme de logistică, care le avem și noi în Moldova și e foarte complicat. Tu ca să primești această informație, de fapt nu tu, dar persoana care e responsabilă de teren de fotbal, trebuie să aibă internet, să urmărească. Noi, în perioada asta de digitalizare, noi suntem încă așa, la început de drum, că la noi oamenii până am scot bani de pe card când primesc salariu și toate momentele date foarte mult influențează tot procesul, chiar și în interiorul federației. Noi avem deja destul de mult soft sau aplicații care necesită participarea persoanelor din cluburi, din asociații raionale sau alte organizații unde ei trebuie să completeze asta virtual, dar ei încă nu pot din considerentul că sau sunt de o vârstă sau nu au telefon mobil și așa mai departe. Deci cum fix așa a fost cu MyCucho. La moment noi am lansat un proiect să arătăm toate meciurile din toate campionatele de copii, fete, prin intermediul aplicației. Este un site MyCucho cu aplicații unde este telefonul mobil, filmează meciul și tu pe urmă poți să vezi cum copilul tău a jucat, ceea ce în principiu părinte, dacă nu a fost prezent la meci,
niciunde nu poate să vadă. Că noi avem, de curs de săptămână, avem sute de meciuri de copii care se dispută, dar tu nu poți să le arăți pe toate. Și e că proiectul ăsta a fost lansat anul trecut, au fost repartizate toate telefoanele și stativele pentru proiectul dat și se începe câte un pic implementarea, dar cum ce va ieși din asta greu de spus. Masterclass-uri au fost făcute, au fost explicat cum lucrează, cum te loghezi, sunt obligații de la cluburi de ce ei trebuie să facă asta, sunt și unii motivări de ce ei ar trebui să facă asta și vom vedea rezultatul. Dar asta ar trebui să aibă un impact destul de mare pe engagementul și a părinților și în genere, cum și copilul a să arăte la școală, uite cum am bătut golul, ca să aibă toate secvențe în profilul lui. De ce cum IT-ul e o super istorie care e acum în creștere, dezvoltare și noi suntem ca federație la primii pași. De ce noi suntem super deschiși în aceste chestii, trebuie de văzut ca să aibă utilitate proiectul, da. Evenimente, diferite chestii care pot să influențeze dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova. Noi practic tot încercăm să ajutăm sau să participăm acolo. De ce orice inițiativă care de care va beneficia fotbalul în Republica Moldova este binevenit. Da, când vine vorba de că tot ce, mai mult ce menționat, acum a fost mai mult pe sectorul B2B, că MyCujo, sectorul IT, să vină, cum ai spus, companie cele din Latvia, din Letonia și așa mai departe. Dar dacă este talent individual, de exemplu, și cineva are anumite skill-uri într-un anumit domeniu și ar veni cu un proiect, chiar dacă nu e long, ca să înțeleg, vă mai mult, și normal, unele organizații se uită mai mult la short-term decât long-term, vor ROI-ul cât mai curând să se întâmple și asta cred că e ceva de clar de înțeles, dar când merge vorba de ceva proiecte long-term și anume talentul individual, poate nu are echipă, persoana aceea și așa mai departe, adică ce persoanele cele ar putea să facă. De exemplu, cum tu ai fost 4 ani în urmă. Scrie mesaj. E că eu toate istoriile de succes, asta se bazate pe napor, dorință. Scrii primul mesaj, a doilea, a treilea, bați la cap, sau asta dacă nu-ți răspunde, dar eu nu pot spun că noi avem mesaje sau idei care nu au fost citite sau ignorate. Deci cine vine cu idei, oricum primește răspuns. Eu pot spun și de alte domenii, când veneau companii comerciale la noi și rugau suportul. Noi avem un proiect unde noi ajutăm foarte mult și proiectul Neymar 5. Asta e Red Bull-ul, face un turneu de fotbal, street fotbal, unde noi ajutăm pe băieți de la Red Bull cu ce putem și evident asta aduce valoare nouă că tot mai mulți participanți sau jucători deja de fotbal au încă un turneu unde poate să participe sau poate chiar o echipă de la școală se înregistrează și erau foarte multe așa echipe sau de la sat care se înregistrau și încercau să participe în acest turneu. Asta e un experience destul de interesant. Ce legat de... un brand affiliation foarte bun dacă cinstit. Da. De data asta ne apare o echipă, primul rând. Vezi că unele percepții a federației sau cum că ar trebui noi să cerem bani de la asta sau ceva, dar noi suntem într-o țară când noi trebuie să facem maxim posibil cât mai mulți oameni să joace fotbal la moment, dar nu să încercăm să găsim un venit comercial din unele proiecte, mai ales că aici e vorba de 100-200 de euro. Oare este sens? Mai bine tu să te focusezi pe rezultat și să ai cât mai mulți participanți. Asta contează foarte mult. Tu mă auzi? Da, eu te-am pierdut pe 5 secunde, să tai aici. Poftim?
Unde anume m-ai pierdut? Tu... Cu după 100-200 de euro și ceva era acolo. Da, că mai puțin asta contează, dar contează tot ce să fie rezultat din punct de vedere a participării. Am înțeles. Da, dacă vorbim de chestii individuale, aici totuși contează dorința persoanei și implicarea ei, scrie mesaje, se contacteze. Este e-mailul femifearon, femifemedia, este telefon, este Facebook, este Instagram. Toate mesajele, chiar aceleași mesaje când scriu copii sau părinți copiilor, că ia că copilul meu joacă în Italia, în divizia nu știu care, chiar și mesajele astea se transmit în departamentul de scouting și ei se ocupă mai departe. Ok, dar pentru tineretul ca să facă, ca să știe în ce domeniu să lucreze, de exemplu, să vadă care ar fi acele oportunități. Unde ar fi cel mai rezonabil să se informeze despre toate proiectele care la moment sunt în lucru sau se utilizează sau sau la care lucrați deja? Activitățile care sunt în lucru sau există, oricine poate să le vadă pe site-ul Federației și pe pagina de Facebook. Uh-huh. Evident că unele proiecte care sunt în dezvoltare, care trebuie să apară numai atunci când sunt finisate, nimeni să le cunoască așa, că nu prea să anunță, dar în mare parte toate sunt pe site. Ok. Că de ce întreb? Că asta duce direct la cum să fie cât mai efectiv persoana aceea, de exemplu, să nu facă proiectul care probabil voi sunteți în lucru deja, știi? De asta și vorbeam despre chestia. Chiar la moment, cum pe site sunt și publicate toate deciziile a comitetului executiv, același cu mai multe idei. De exemplu, un om poate să vie cu idei chiar legate și de partea sportivă sau de procesul de lucru. Deci acolo se discută nu doar aspecte legate de marketing sau promovare sau ceva, dar toate domeniile care le abordează comitetul executiv. Și când citești pur și simplu deciziile, tu vezi că asta așa, dar poate tu ai altă părere sau poate se poate fi mai bine. Și tu poți contacta direct reprezentanții federației. Asta în Moldova e destul de ușor în principiu. Noi nu avem, cum nu suntem corporații globale, ca tu să treci câteva etape ca să ajungi undeva. Chiar și președintele are 10 de întrevederi fiecare zi cu diferiți oameni care vin, pur și simplu, sau cu solicitări, sau cu propuneri, sau cu idei care el le ascultă și deja ei decidă, sau persoanele care răspund de unele proiecte. Fix așa, la mine ajung proiecte care sunt legate de marketing, da? Și propuneri. Cineva vine cu reclamă vizuală pe mașini care merg prin oraș, propunere, poftim, examinați, vă trebuie asta, nu vă trebuie. Cineva vine cu alte propuneri și toate chestiile astea ajung la persoane responsabile pe masă și ei deja văd ce ar trebui, cu ce ar trebui să implice sau nu. Dar toate propunerile ajung, toți le citesc. Înțeles. Din punctul tău personal, acum vorbind nu ca reprezentant FMF, dar ca Serge Chino, care ar fi, că noi aici ajutăm, apropo, tineretul să, în primul rând, din punct de vedere educației, cum ar putea ei să maximizeze oportunitățile pentru a intra în domeniul de sport business, mai ales fiind momentan în Moldova nu am văzut, de exemplu, universități care oferă ceva legat de partea de business a sportului. Am văzut doar de partea de science, adică ca antrenor, arbitru, etc. etc. De partea de, dacă o apără ceva între timp, eu nu știu, dacă tu știi. Nu, în primul rând este Universitatea Sportivă Chișinău, acolo sunt unele facultăți, probabil ca să apară și alte facultăți, că se duce un lucru legat de cursuri de antrenori.
să le introducem posibil și în universitate sau să fie chiar și o profesie anumită. Asta foarte mult contează în principiu, că toate activitățile noastre și cursurile nu sunt cumva reflectate din punct de vedere că sunt cum este o universitate sau ai primit o profesie, ceea ce vrem acum noi să facem chiar și cu antrenorii la fotbal în școli. Dar eu pot spune o altă chestie. Chiar aceeași activitate în federație îți dă și alte oportunități de a învăța mai multe chestii. Dar dacă să vorbim de oportunități gen a învăța ceva cum tu ai trecut Youth Council la FRF, fix așa există cursuri chiar organizate de UEFA pentru colaboratorii a federațiilor și a organizațiilor sportive sau a cluburilor. Este Certificate Football Management, care cursuri care se organizează o dată pe an în diferite federații și probabil că curând vom avea și noi așa gen de cursuri organizate în Moldova și atunci am putea să vor putea să treacă destul de mulți oameni din Moldova aceste cursuri și asta ar fi cum o chestie foarte faină, deoarece este organizat de UEFA și o universitate din Elveția. Cum e o chestie foarte faină, eu am trecut aceste cursuri anul trecut și ele niciodată nu stric, să spunem așa. Înțeles, da. Tinerii, ca să aibă acces, ai menționat că pentru colaboratorii federației, dacă un tânăr nu-i parte a FMF, ar putea să ceară suportul vostru cumva? Sau? El trebuie să fie o parte, nu obligatoriu a FMF, a clubului poate fi. Deci asta se face pentru ca cadrele din fotbal să crească, să numim asta așa. Deci cum acolo sunt unele restricții legate de câți ani lucrez în organizații, ca să nu fie așa că ai trecut cursul și ai uitat de dâns și ai plecat. Deci asta în mare parte e o oportunitate pentru persoane care activează și vor activa în continuare în sport. Înțeles. Dar asta e așa o chestie pe viitor. Persoana care vrea să se implice, lucrează, treci un an, doi, trei și atunci ea aplică pentru cursurile date. Mai treci un an, ea aplică pentru alte cursuri. Că eu am aplicat și la alte cursuri la moment, aș vrea să învăț și pe ele, dar oricum, cât mai departe ajungi, cât mai selectiv devine chestia dată. Prima etapă participă, nu știu, 100 de oameni, a doua etapă participă 50, a treia 10 și așa mai departe. Și sunt foarte multe oportunități, dar dacă tu ai în CV așa chestii, niciodată în viață ele nu vor strica. De acord. Și studiile sau cursurile astea pentru, de exemplu, anume, cum în cazul tău e marketing, dar anume în sport și așa mai departe, local în Moldova, nu cred, n-am auzit să fie, dar știi. Este un moment important. Federația mereu investește în propriul staff. Deci tu dacă dorești sau ai găsit cursuri care îți potrivesc și tu ai vrea să le înveți, federația va acoperi aceste costuri. Mai ales că UEFA are diferite domenii, nu doar de marketing, dacă vorbim, dar și de coaching și de alte, chiar și jurisprudență și mai departe, care e legată de sport concret. Deci la noi fiecare departament, plus minus, persoanele au trecut unele cursuri anume legate de domeniul lor de activitate. Și asta e cum un plus mare că tu cum în tine investești federația și așteaptă de la tine rezultate și așteaptă tu să continui procesele date. Că federația cum nu este un business a cuiva, este o organizație și scopul principal este că organizația să dezvolte fotbal în Republica Moldova și toate persoanele care activează aici, indiferent ce limbă vorbesc, cu ce se ocupă, ei au doar un scop, ca fotbalul să devină tot mai popular și popular. De acord. Acum o să treci prin jocul Reactions Game. El am redenumit un pic, că
tot apropo din feedback-urile ascultătorilor, așa că vă mulțumesc mult și oricare feedback care îl aveți în privința la anumit aspect a podcastului, chiar vă rog să scrieți în toate rețelele socializare care să fie în notele episodului. Și o să-ți spun cuvinte, îmbinări de cuvinte sau nume și tu o să spunem prima reacție care o ai, primul cuvânt care îți vine în cap. Ok? Nu, ok, hai să vedem. Ok. COVID-19. Pandemie. Așa trebuie să fie. Primul cuvânt care îți vine în cap. Da. Stadionul Zimbru. Echipa Zimbru. TikTok. Aici vin mai multe, dacă sincer, dansuri, ok. FMSA. Fotbal. Șerif Tiraspol. Campion. Super. Mersi mult, Serge, pentru că ai acceptat invitația și la sigur ai dat foarte mult context și insight la ascultători. Eu personal am primit foarte multă plăcere din conversația asta. Sper că foarte mulți tineret și nu doar să primească valoare din tot. Și dacă ai ceva, ultimele cuvinte care poți să le adresezi spectatorilor. Mersi ție, în primul rând. Pare rău că cum tot mai mulți tineri aleg totuși să petreacă restul vieții sau anilor care vor să-l petreacă nu pe teritoriul publice Moldova. Evident că acolo sunt mai multe oportunități, dar acei care totuși rămân aici, ar fi bine cum să ghideze, că deja gen de podcasturi, cum faci tu, e o chestie foarte laudabilă și interesantă pentru tineri. Eu cu mare plăcere așa gen de podcasturi ascult, privesc și în genere când am timp stau pe YouTube și încerc să ascult diferite discuții sau teme de abordare fotbal asta sau sport sau evenimente, nu contează, dar e o chestie care te face să cugetezi și să iei unele decizii pe viitor. Probabil că tu aduci destul de multă valoare în Republica Moldova, dar asta e problema noastră a națiunii, că din păcate sunt foarte mulți pleacă, tineret caută oportunități și rămân și ne rămâne. Și de ce pe urmă noi ne jălâim că nu avem rezultate din unele motive, dar așa e, tineretul pleacă masiv și rămânem cu persoane mai în vârstă, cu alte viziuni, dar vrem să fim ultramodern. De ce acum asta așa o remarcă, poate nu că negativă, dar cine poate lasă rămâne și să împingă ce a rămas. Eu o să iau un compas mai înainte și o să le dau un impuls la tineret și cei care ascultă podcastul ăsta și anume episodul ăsta să conecteze cu tine pe rețelele de socializare, cum o să adaug toate în notițele episodului, LinkedIn-ul, Facebook-ul și așa mai departe și să afli despre mai mult dacă ești deschis. Eu știu că ești o persoană deschisă cu atât comunicare, cum ai fost de exemplu cu mine, chiar dacă nu era să-i podcastul ăsta. Dar oricine ar avea, dacă are întrebări, eu cred că Serge e deschis către comunicare și să dea un sfat afară episodului. Nici o problemă deloc, eu la toți răspund, poate câteodată mesajele nimeresc în unseen acolo în Facebook, dacă nu ești friend, dar și acolo eu intru, poate nu atât de des că nu se vede mesajele date, dar sunt request-uri. Eu, pur și simplu, am foarte multe friend request-uri, cam aproape 5.000 de friends. Asta încă e un legacy rămas din perioada evenimentelor și nu mereu văd toate persoanele care mă adaug din cauza că sunt foarte mulți în lista aceea de pending. Dar scrieți mesaje, oricum le citesc, pe Instagram încă mai ușor, că acolo nu există lista asta, contactele toate sunt, deci Chiar și pagina Federației poate descris că acolo chiar mai des citesc mesaje. Apropo, să facem asta mai interesant. Dacă sunteți, dacă vă conectați și îl cunoașteți pe Serge din podcastul ăsta, dacă l-au adăugat pe LinkedIn, de exemplu,
scrieți notiță, nu simplu trimiteți friend request, connect request, dar scrieți că veniți din partea la iProcast și Serge să vă adaugi și să știi contextul care să fie la comunicare. Putem să facem interesant. Putem să dăm vreun cadou de exemplu ca persoana să fie motivată să facă ceva. Poate. Unica că trebuie să vedem vreo condiție de concurs sau, de exemplu, dacă tot vorbim de tineret și oportunități, de să facem, nu știu, ideea de ceva ce ar îmbunătăți sau ar ajuta fotbalul pentru copii, de exemplu. Cât mai mulți copii să practice, de exemplu, fotbalul, de, nu știu, asta ca o idee. Sau o aplicație, ceva care ar, de care ar beneficia toți jucătorii de fotbal amatori. Deci, dacă să vorbim, vorbim de grassroots la moment, nu de fotbal profesionist, dar oricare idee, putem să o generalizăm. Și dăm un tricou a echipei naționale. Iată, ați auzit, ați facem, după ce episodul iese live, deodată vă duceți pe rețelele de socializare. La tine pe pagină și tu selectezi, de exemplu, top 3-5 idei și noi discutăm, alegem, poate chiar facem ca să fie și mai interesant și ca un mic business, ca o business idee, să facem ca oamenii streamate un concept cât de cât clar definit, cât asta costă, ce se utilizează, pentru ce este destinat și ce resurse trebuie să omenești, de exemplu, pentru asta. Ca dacă vorbim de oportunități, poate asta chiar se transformă într-un proiect care va fi realizat de persoanele date și FMF. Perfect. Iată, o să, chestia asta la sigur o împachetez și o livrez. Așa că dacă ascultați episodul ăsta și ajungeți până la urmă și auziți... Asta e important, ajungeți până la urmă, că acolo este o chestie interesantă. Noi vom pușui tot asta prin canalele noastre și poate chiar găsim o idee faină cum să facem să fie rezultat și din asta și tineret să fie implicat chiar e ca real și acum. Super, mersi mult, Serge, și apreciez foarte mult iarăși timpul tău și anume micul, mai ales surpriza asta la sfârșit, e super, super pentru a face un engagement mai mult pentru tineret și nu doar. Și la sigur noi să ne mai vedem în curând și stai cât mai safe în perioada asta, eu știu că tu ești, dar totuși sper să stai pozitiv și sănătos. Mersi mult, mersi chiar pentru așa podcast, spunem așa, pentru locuitorii Moldovei și a țărilor, România, cei care sunt și peste hotare. Foarte mult cred că contează pentru tineri așa gen, mai ales care iubesc sportul și sper să fie și un rezultat din asta sau o motivație pentru măcar o persoană care ne va asculta să implice în asta. Asta tot va fi o mică victorie, să spunem așa. Perfect. Să ai cum un aport în fața sportului din Republica Moldova, ca un voluntariat, spunem așa, dacă tot a să fie de parte de Moldova. Vedem. Ei, ce ai văzut în Europa și ar fi ok în Moldova. Tot asta mereu contează. Cam cu asta noi ne ocupăm. Vedem ce fac alții și încercăm să implementăm la noi. Înțeleg. Bine, Sergiu. Baftă în continuare și ne auzim. Mersi.